Am vrut să vă arăt cum fac eu o rețetă de cod. Prima dată se taie codul și se șterge bine cu o hârtie ca să fie foarte uscat. Se pune, normal se pune și se acoperă de ulei, dar eu nu pun așa mult, eu doar am acoperit tava, că este suficient. Cine poate mânca usturoi, se taie 2-3 căței de usturoi și se tai așa subțirei, se pun în cratiță, în tigaie și se prăjesc la foc mic de tot. Și, bineînțeles, cine poate, la fel, se poate pune picant. Se ia usturoiul din ulei și se pune peștele. Și se lasă așa, eu, de exemplu, l-am lăsat 10 minute pe o parte, 10 minute pe cealaltă, la foc, cam, ia uitați, eu la 4 am pus doar, fierbe așa, mai mult în ulei, până dă drumul la toată gelatina pe care o are. Am scos peștele și am lăsat să se răcească puțin și acum, uitați cum fac, învârt așa cu chestia asta, cu un strecurător, cu ce aveți, până să faci așa sosul. Am schimbat aici în bolul ăsta și fac cutelul. Trebuie să fie așa, să se facă un sos gros. Nu chiar ca o maioneză, dar aproape. Și uitați ce minunat e. Să știți că e foarte delicios, pentru că e așa de moale și de fragil peștele.